Știți cum se spune că menirea unui om aceasta este, da? A dumneavoastră este menirea de a fi alături de cetățenii dumneavoastră. Menirea mea ca artist este să bucur sufletele oamenilor și ca dascăl să educ tinere generații. Și nu pot să vă zic decât să fiți sănătoasă, să duceți mai departe această tradiție, să bucurați sufletele oamenilor și să vă dea Bunul Dumnezeu putere să le puteți duce pe toate. Sărut mâna mult pentru tot, vă iubesc, vă prețuiesc, atât pe dumneavoastră, cât și acești oameni minunați. Moldoveanca din Vaslui vă iubește și vă prețuiește și vă dorește în continuare distracție plăcută. Mulțumesc din suflet! Mulțumim mult, mulțumim mult! Să vă dea Dumnezeu sănătate și multă putere! Și oamenilor noștri dragi la fel. Doamne ajută! Eu să știți că o să mă schimb și mai rămân aici la dumneavoastră pentru că trebuie să iau tarabele la rând, să cumpăr și eu câte ceva, să duc la Vaslui. Mulțumesc din suflet, dragii mei! Mulțumim și noi tare mult! Eu sper să nu se schimbe moldoveanca din Vaslui, să rămână la fel de frumoasă, luminoasă, voioasă și cu voce care atrage, cu antren, cu bună dispoziție, efervescență, avânt tineresc, forță creatoare. Ei bine, dragii mei, trecem la un alt registru, de fapt revenim la acesta despre care vorbesc, și anume folk. O să invit rapid în scenă, să nu pierdem timpul, ci să umplem scena și fiecare minut care se derulează în fața dumneavoastră cu cei care s-au înscris la concursul de folk. Îi poftesc așadar să vină alături de mine pe membrii juriului care s-a stabilit ad hoc aici, tot la dumneavoastră, în așa fel încât copiii aceștia să fie recompensați la finalul concursului cu premii. Nu concurează doar degeaba, nu-i așa? Concurenții așadar și membrii juriului, haideți, doamna Elena, haideți, că dumneavoastră nu concurați, eu am vrut să mă înscriu, nu m-au lăsat, au zis că sunt prea tânăr pentru asta și m-au trecut la expirați, drept pentru care am renunțat la această idee. Dar avem tineri frumoși, talentați, care s-au înscris și care vor participa la concursul de folk de astăzi. Apoi revenim la muzică populară. Între timp vă reamintesc să vă înscrieți la concursurile de Baltag și de Beschie. Avem, mi-a spus doamna primar, și concursul Sfoara. Mai întâi m-am speriat că poate fi vorba despre Sfoara și Săpunul. Nu era. Deci e un alt concurs. Apoi mi-a zis că e vorba despre tras sfori. Băi, la asta ne-ar pricepem, suntem artiști cu toții. În țara asta toată lumea trage sfori. N-ați văzut așa ceva. Ei bine, sfoara aceasta este trasă dintr-o parte, firește, și din cealaltă. Nu-i ca ăla care merge cu sfoara după el. Ce ai, domnule, de tragi sfoara aia după tine? Dar ce vrei, domnule, să o împing, două, asta e. O trăgea după el. Ei, și sfoara asta trebuie trasă. Și pentru ca ea să nu cedeze și să fie prea ușor trasă, o mai trage cineva și din partea cealaltă. Eu am propus, și nu știu dacă se potrivește aici, să tragă doamna primar dintr-o parte și Consiliul Local din cealaltă. Nici asta nu mi-a ieșit. În orice caz, vom avea și la acel concurs de sfoară, într-o parte o grupă, o echipă, și în partea cealaltă încă o echipă. Așadar, pregătiți-vă și pentru acel concurs, după cum vă spuneam, și de cel de tras beschia, de tăiat copacul, și de acela de aruncat baltagul. Vă spun eu, nu-i baltag, e păcăleală, e dita-i toporul, al meu anul trecut n-a ajuns la țintă, se lavi. Ori era pilă cu ținta și nu voiau să o maltratăm. Care va să zic că până la acel moment invităm în scenă juriu, atâta juriu avem? Ar mai trebui să avem, nu? Nu? Mai trebuie, avem încă o persoană în juriu, să vină încoace. Îl poftim cu mare drag, pe cine știe că face parte deja din juriu, și dacă nu știe că face parte din juriu, să vină încoace, hai cu noi. Tutu, despre tine e vorba, maestre. De data asta în fața camerei, nu în spatele ei, da? Fie ce-o fi. Așadar, te rog să poftești cu noi, așa, pune frumos să te filmeze, ca aici te vede o țară întreagă cum jurizezi. Treaba ta. Ei, de data asta să te văz aici. Fără așa, da? Bine. Și pe concurenții avem, da? Avem și lista concurenților, avem și concurenții. Haideți, să nu pierdem vremea și să concurăm, să cantidăm și să cântăm, să câștigăm. Dacă reușim să câștigăm ceva. Oamenii ăștia mă lasă singur aici. Dar mă mir că n-a cântat. Uite, de exemplu, mi-ar plăcea să ascult și până se pregătesc concurenții, tot e festivalul haiducilor. N-a cântat nimeni un cântec cu haiduci. Cu nu? Cine trece în valea seacă cu hangerul fără teacă și cu piept... Stai, în afară de concurs, să știți, da? Deci nu. Eu las. Eu rămân fără premii astăzi.
Da, mulțumesc frumos. Deja am o notă de la un cetaș de la Vasile cel Mare. Mulțumesc tare mult. Deci, sunt așa de timizi concurenții de nu vin. Deci, dar imaginați-vă că mi-a fost greu să-i fac să vină pe scenă pe membrii juriului. Dar rămite pe concurenți, că ești mai timizi sărăcuții. Doamne, te ferește-te. Dragilor, voi puteți veni pentru că juriul vă dă note. Sau juriul de ea nu venea, credea că lor le dau concurenții note. Dar e invers. Bună ziua și bine v-am găsit. Mă numesc Răzvan Tanislav. Sunt din comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț. Îl am ca profesor coordonator pe Marius Mihai Coșerariu și voi interpreta Descântec de mine de Adi Bezna. Peste anii mei din viață mă simt arestat de toamnă. Toamna vieții mă condamnă. Nu mai știu de care parte, tine, dragoste sau moarte. Nu mai știu de care ață să-mi leg sufletul de ceață. Și mă-ntreb atunci oare, mă-ntreb pentru fiecare oare, câte drumuri sunt de la noi până la vânt. Și mă rog atunci cu lacrimi de la nu știu câte patim, mă rog pentru un punct de stele chiar deasupra vieții mele. Un fel de ceață peste anii mei din viață. Mă simt arestat de toamnă. Toamna vieții mă condamnă. Nu mai știu de care parte, tineri, dragoste sau moarte. Nu mai știu de care ață să-mi leg sufletul de ceață. Și mă-ntreb atunci oare, mă-ntreb pentru fiecare oare, câte drumuri sunt de la noi până la vânt. Și mă rog atunci cu lacrimi de la nu știu câte patii, mă rog pentru un punct de stele chiar deasupra vieții mele. Mulțumesc! Mulțumim și noi, Eduard Răzvan Tanislav. Îi las loc în scenă lui Matei Ștefan Suciu. Bună ziua! Mă numesc Suciu Matei Ștefan, vin din comuna Bicazu Ardelean. Sunt clasa 10 la Colegiul Național de Informatică și ca instructor îl am pe domnul Marius Coșerariu. Până se remediază sunetul chitării, o să vă rog să îl așteptați în pregătire pe Casian Borșuc. Dar deocamdată ne pregătim să-l urmărim pe Matei Ștefan Suciu. Până de acolo?
După cum vedeți, avem și un concurs de atletism. Maestru de sunet face alergare ușoară, jogging și niște exerciții la paralele imediat. Thank you.
planetă unde atâția pieri expirați. Dunărea poartă setea secretă, am o fecete, sunt munții Carpați. Eu sunt stăpânul patriei mele, adeverințe că sunt am cerșit, în reverențe și temenele, de neamul meu nu este rostogolit. Eu sunt din țara lui Foaie Verde, eu sunt din neamul lui Păi Frumos, urmele mele nu se pot pierde, c-am străbătut veșnicia pe jos. Una din lacrimi Olti se cheamă, cealaltă-i Mure și alta-i Jiu. Prutul și Crișul sunt de o seamă, limba română eu apă și-o știu. Știu ce e iarna și știu ce e vara, merg la și la târgu, dar nu s-am avânt. Numele meu de familie e țara și Miorița prenumele bun. Eu sunt din neamul, eu sunt din țara lui Foaie Verde, eu sunt din neamul lui Păi Frumos, urmele mele nu se pot pierde, c-am străbătut veșnicia pe jos. Multe războaie am făcut și aș face, ca să mă apăr de orice dușman, dar m-aș înscrie urgent la o pace, mi-e dor de o pace de o mie de ani. Iată Carpații în viață de cascade, cu ei m-am născut și al lor frate rămân. Vestea merge de om cum se cade, nici mult, nici puțin, doar atât un român. Eu sunt din țara lui Foaie Verde, eu sunt din neamul lui Păi Frumos, urmele mele nu se pot pierde, c-am străbătut veșnicia pe jos. Eu sunt din țara lui Foaie Verde, eu sunt din neamul lui Păi Frumos, urmele mele nu se pot pierde, c-am străbătut veșnicia pe jos. Felicitări, Casian, ai străbătut veșnicia pe jos, urmele tale nu se pot pierde, vor fi notate de membrii jurului. O invităm pe Gianina Ciucanu și se pregătește Maria Popovici. Până atunci, Gianina Ciucanu. Acum de să aude. Cam așa trebuia să cânte. Da, așa e când ești pentru prima oară la un concurs, dar important este că ai ieșit pe scenă. Pentru care trebuie să-l aplaudați, sigur că da. Merită, într-adevăr, curaj și copilul are și talent, doar că e adevărat. Când ești prima oară pe scenă, altfel se vede. Și altfel se vede de acolo, de pe scenă, altfel de aici, din public și din juriu. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Numele meu este Ciucanu Gianina, am 14 ani, vin din Bistricioara, sunt membru al grupului Ecoul Munților Ghințești. Iar astăzi o voi interpreta piesa Ecou de romanță din repertoriul lui Doru Stănculescu. Audiție plăcută!
Degeaba ne ascundem, degeaba ne ferim. Iubirea noastră pare că a sfârșit. De-aș fi pasăre să zbor, să ajung. Aș traversa ca să te am. La tine aș vrea să vin, la tine aș vrea să vin. Mai este o speranță, e ca un fir de ață. Am să mă găs de ea orice s-ar întâmpla. Eu știu că ție-ți pasă, în joc e viața noastră. Nu te grăbi să pleci dacă mă iubești. Când soarele răsare, e o simplă întâmplare. Când eu te am pe tine, o singură minune. Iubirea noastră pare ca început. La tine aș vrea să
Mulțumesc! Mulțumim și noi, Maria! Matei Constantin Mihăilă urmează și se pregătește grupul... Nu, pardon! Cosmin Gabriel Caia. Până atunci, Matei Constantin Mihăilă. Constantine, Constantine, ți-a zis mama, ține seama, când ajungi la București, la oraș sunt oameni care vor să-ți fure din parale, fii atent să n-o pățești. Doi, mulțumesc. Eu sunt Matei, am 16 ani, sunt elev la Liceul Național de Informatică și voi cânta Fată Verde de la Phoenix. Noaptea-n ei ți-e seie, nimeni nu urma să-l știe. Noaptea-n ei ți-e seie, zburătorii ca să fie. Fată verde ei te sărută, cu privirea lor cea mută. Noaptea-n ei ți-e seie, nimeni urma să-l știe. Unii sunt de dor și-a lor vis plin de zbor. Noaptea ei se scaldă în sclipiri ca de salvă, în sclipiri de salvă. Verde cu păr pădure, fată verde cu păr pădure, simți cum privirea lor vrea să te fure. Noaptea-n ei ți-e seie, zburătorii ca să fie. Noaptea-n ei ți-e seie, nimeni urma să nu știe. Mulțumesc! Mulțumim și noi, Matei Constantin Mihăilă. Îl invităm pe Cosmin Gabriel Caia și acum, ceea ce anticipam anterior, se pregătește grupul Ecoul Munților. Până atunci, Cosmin Gabriel Caia. Zice? Doi. Nu se mai pierde urmă de cal, pe la izvoare nu mai apare umbra călare.
unui haiduc. Unde s-au dus când au apus anii de sus ai glorielor? Unde-s pistoalele, unde-s pumnalele, cai și flintele haiducilor? Și la 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 la. La drumul mare nu mai apare, se mai omoare cât un ciocoi. Să ia toți banii pentru țărani, pentru sărmanii plini de nevoi. Și unde s-au dus când au apus anii de sus ai gloriei lor? Unde-s pistoalele, unde-s pumnalele, cai și pintele haiducilor? Și la 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 la. Ce vă destrămați ușor, vă destrămați, voi vise pe poteci, pe poteci, în amintirea munților, a munților. Să dăinuim pe veci, să dăinuim, didim, didaridam, didam, didaridam, didam, didaridam. Arselele ca lumânări, ca lumânări, ca muntelui altar. Iar cerbi iarăși pe cărări, iar pe cărări, păturile trezar. Cel ce va veni apoi, ce va veni, unde tu să-l duci? În amintirea munților, a munților, să dăinuim pe veci, să dăinuim, didim, didaridam, didam, didaridam, didam, didaridam. Oh, dam, didim, didaridam, didam, didaridam, didam, didaridam, daram, dam. Ce vă destrămați ușor, vă destrămați, voi vise pe poteci, pe poteci, în amintirea munților, a munților, să dăinuim pe veci, să dăinuim, didim, didaridam, didam, didaridam, didam, didaridam. Thank you.
Vă mărturisesc cu sinceritate că de când sunt eu în juriu, sunteți cel mai bun grup pe care l-am văzut. Felicitări! Acum, cu toată emoția, să trecem la momentul următor. Ionuț Coșerariu. Nu mă pot desprinde, totuși, de această senzație unică de a fi văzut dintre atâtea și atâtea cel mai frumos grup de muzică folk. Felicitări, ecoul munților, și tot ecoul se va auzi după voi atunci când premiul vă va fi fost înmânat. Până atunci, Ionuț Coșerariu, iar după aceea Ștefan Petrea. Dar revenim la Ionuț Coșerariu în așteptarea lui Ștefan Petrea. Ionuț Coșerariu. Vorba ta ne-a legănat. Am crescut cu alți copii de-o seamă. Lângă pomul cel rotat, lângă spicul cel bogat, lângă pragul casei noastre, mamă. Se prinse în framă. Tu ne-ai învățat un brai, tu ne-ai dăruit un brai, și-am plecat cu el în lume, mamă. Patru zări am colindat, le-am trecut în lung și-n lat, și acum ne cheamă. Tu ne-ai așteptat mereu, am venit când n-a fost greu, te-am găsit încărunțită, mamă. Am fost bun și răi am fost, tu ne-ai căutat un rost, cu povețe plânsă în framă. Tu ne-ai învățat un grai, tu ne-ai dăruit un blai, și-am plecat cu el în lume, mamă. Sunt azi de dor, așițele pe ogor, nopțile sunt clopote de aramă. Toamnele te-au veștesit, iernile te-au troienit, ca pe floare din grădină. Povețe prânse în framă. Tu ne-ai învățat un rai, tu ne-ai dăruit un rai, și-am plecat cu el în lume, mamă. Tu ne-ai învățat un rai, tu ne-ai dăruit, și-am plecat cu el în lume, mamă. Ionuț, îți mulțumim iarăși, nu pentru împușcătură, îți mulțumim pentru acest cântec frumos, pentru că eu socot că după Maica Sfântă a lui Dumnezeu vine Maica Patrie, dar pe podium este și Maica aceea care ne-a dat viață fiecăruia dintre noi. Mama este un cuvânt sfânt din toate punctele de vedere. De la Ionuț trecem la Ștefan Petrea, după care Eugenia Petrea. Până atunci,
Ștefan Petrea. Bună ziua, mă cheamă Ștefan Petra și am să interpretez Andrei Pop. Mulțumim și noi, Ștefan, felicitări pentru Haiduc, pentru că asta așteptam să auzim la festivalul haiducilor. A venit poate Haiducul Ștefan. Domnul da, Filip, pot să completez și eu ceva? Dacă doriți. Copilul este foarte modest, să știți, aveți în față un campion, un campion la karate. Auleu! Deci, cu atât mai mult ar trebui să fie aplaudat și pentru faptul că are o chitară în brațe și karatele la el. Deci atenție ce note îi dați!